A început curățenia generală în cimitirele din țară, chiar dacă până la Paște mai sunt câteva săptămâni, oamenii s-au grăbit să îngrijească mormintele rudelor. La cimitirul Sfântul Lazar din capitală, zeci de oameni tundeau marți, iarba, plantau flori și ștergeau monumentele. Dacă ieri am sădit flori și ele, să le udăm, amuș. Acest bărbat și-a pierdut acum 10 ani feciorul, nora și nepotul într-un accident rutier. Să odihnească în pace, noi uităm. Cu durere, în fiecare zi. Amintim de deși. Bărbatul spune că în fiecare an, înainte de sărbătorile pascale, face ordine la morminte. Am venit într-o zi și am pus floricele, că acum să vopsim, că așa trebuie. Crușile să le vopsim. Să fie frumos la deși. În fiecare dimineață vin, vorbesc cu deși. În fiecare zi. E dureroasă, deși să... Vă aduceți și flori de fiecare dată? Da, adică ieri am adus ea la lele. Tatiana și Vasile au venit să îngrijească mormintele bunicilor. Curățim, că să fie, curățim, spălăm. Scoatem burian. Da. Mai tăiem niște crengi. Dar unde duceți tot gunoiul acesta? Este undeva? Da, este gunoi, însă noi avem pachete de gunoi, strângem și ducem acolo, este gunoi unde se poate de lăsat. Da, este și apă, este sunt acelea. Впереди праздник Пасхи, поминальные суббота, у кого воскресенье. Пришла прибраться, посадить цветочки, чтобы было красиво вспомнить. Опять же, думаю, им будет приятно, наша память. После мама, ам соции морты, ам двое боец морты, ам штаты морты. Ам покут ордены, с ними не мамя, мадук, а с куима плины. Бене, конечно, есть, ну, департе, апа, апропиши апа. Pentru a reduce aglomerația înainte de Paștele Blajinilor, autoritățile municipale îndeamnă cetățenii să vină din timp să facă ordine la mormintele apropiaților. Odată cu creșterea temperaturilor pozitive și a numărului zilelor însorite și a duratelor, venim de fiecare dată cu un îndemn către toți cetățenii care au morminte a rudelor să vină din timp să facă ordine pe suprafețele mormintelor. În acest weekend am înregistrat un flux sporit de vizitatori care deja au venit, mai ales la cimitirul Sfântul Lazar. Potrivit Ludmilei Boțan, în cele 11 cimitire din capitală, săptămâna trecută au fost implicate 11 unități de transport, 57 de angajați și au fost evacuate 155 de metri cubi de deșeuri solide.